Un autoturism condus de o femeie de 24 de ani din Dărmănești, în timp ce se deplasa pe raza localității Piscani, pe direcția Pitești-Câmpul Lung, nu a păstrat distanța regulamentară și a lovit un autoturism ce se deplasa în același sens, condus de un bărbat de 41 de ani din Davidești. În urma accidentului au rezultat două victime femei, una preluată de echipajul SAJ, iar cealaltă în vârstă de 27 de ani prezenta suspiciune de fractură la membrul superior stâng, a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată la spital. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și face cercetări.